Acum vrem să-l ajutăm pe Mario, vrem să facem tot ce este posibil ca să-i salvăm piciorul și în același timp viața. Oameni buni, puteți să dați un SMS la 8828 cu textul Mario. Este important să scrieți textul Mario și puteți să-i donați 2 euro. Mulțumim mult de tot Fundației Ringer și Fundației Ajutați Copiii pentru că ne-au dat acest număr care este valabil astăzi. Doar astăzi puteți să-l ajutați pe Mario. Ați aflat, are nevoie de această tije, practic. Asta mâine ar trebui să-l opereze doctorii, nu? Da. Iar spitalele spun, domnule, trebuie cu mare drag îl operăm și-l ajutăm. O să vedeți că intrăm în legătură directă cu un mare specialist și un doctor, dar, domne, avem nevoie de această tijă pe care trebuie să o cumpărăm. Tocmai de aceea sunt convins că oamenii o să vă ajute și în conturile care sunt pe ecran, pentru că aveți nevoie de 2000 de euro mâine și cu SMS-uri și Mario, viața ta o să se schimbe, o să fie bine. Ai încredere în noi, să știi că am ajutat mulți oameni aici. Mulți oameni am ajutat. Ne omor când te vedem că plângi așa. Gata, mai e. Pentru că vrem să vorbim cu tine și pentru că săracul de tine nu te poți opri din plâns. Pentru că stai doar cu bunica ta și bunicul într-o debara. Pentru că spunea Ana, vecina, că au fost zile când n-aveți ce să mâncați, efectiv, n-au ce să mănânce, cu toate că sunt niște oameni muncitori. Mama lui moartă în condiții suspecte în Grecia. Mario chiar a avut niște vise în legătură cu povestea asta. Da, asta e un alt subiect. Tatălui... e departe de Mario, să vedem ce spune. Tatăl spune că încearcă și el să-l ajute. Vedem. Ana, spuneai că tu l-ajuți, nu? Da. Ai zis pe pauza publicitară, zi acum. Da, pot să spun că sunt singura persoană care l-ajută. Mai e o vecină care ține la ei, într-adevăr, foarte mult. Dar eu și prietenii mei pe Facebook, tot timpul am strâns bani să-i cumpărăm haine, să-i cumpărăm rechizite, să-i cumpărăm încălțăminte, calculator, televizor, tot ce are prin prietenii mei de pe Facebook și prin mine. Eu, dacă merg la cumpărături, vă spun sincer, am o plasă în căruț pentru mine și pentru fetița, pentru familie, și o plasă întotdeauna pentru Mario, unde îi pun lapte, unde îi pun pâine, întotdeauna un pui, cereale. Da, ai vecini în bloc care nu sunt la fel de amabili ca tine și care vor, pe lângă faptul că oamenii ăștia săraci sunt cum sunt, adică au aceste probleme cu Mario, sunt vecini care sunt deranjați că ei stau în uscătoria blocului și vor să evacueze de acolo ca să-și pună bicicletele și mingile de fotbal și cauciucurile de iarnă de la mașină. Da, sunt vecini care vor asta sau vor pur și simplu să-i dea afară din uscătorie. Dar vecinii se pot uita așa în ochii noastră bunica când vă zic lucrurile astea, ei nu se gândește că e un Dumnezeu deasupra. Nu în ochii bunicii. Domnul Măruță, se face ședințe la asociație cu locatari, am luat semnături de la locatari, care 10 familii sunt care sunt contra, care vor să mă dea afară și mă jignesc, mă fac în tot felul și le spun întotdeauna, dincolo e Mario, nu mai vreau să fie să audă copilul toate alea, că destul a trecut prin multe trauzme. Păi și ce vă zic vecinii ăștia, bunica? Îmi spune că sunt țigancă, jegoasă, scuzați-mi, îi spune norocită, să plec să lasă uscătoria. Păi care, bunica, că-i ajutați pe toți acolo să faceți curat, plătiți întreținerea aia la o uscătorie, 4 milioane, 1 milion și ceva, numai apa pentru o singură ghiuvetă, ca să înțeleagă lumea, nu? Da, o singură ghiuvetă avem și sunt femeie de serviciu din 99 la ei pe scară. Poftiți? Din 99 sunt femeie de serviciu. Deci noastră este femeia lor de serviciu, nu o să aibă grijă din 99, îi vor să vă dea afară că n-au unde să-și pună cauciucurile și bicicletele. A început cam de 2 ani de zile de când s-a schimbat președintele. Am înțeles. Doamna președintă, mai deștept, se pare. Da, doamna președintă a fost din bloc de acolo, care dânsa când a murit fata mea s-a apropiat foarte mult atunci de Mario, îl iubea pe Mario. Și acum de un an și ceva a început numai jigniri. Deci am ajuns la discriminări cu dânsa, am ajuns la circa de poliție, că a început să dea cu picioarele în ușe, să sară la bătaie. Deci am martori, dânsa e martor, am martor din bloc. Dar cine e doamna președintă nouă, nu? Care a fost înainte veche, doamna Părpălea. Am înțeles. Da. Bun, cum vi se pare povestea asta? Și imediat vedem ce are de spus și tatăl și oamenii, trimit în continuare SMS-uri la 8828 și sunt convins că sunt oameni care acum își fac o poză cu telefonul la cont sau fac ceva ca să meargă și să te ajute, pentru că tu ai nevoie urgentă de acești bani, Mario, ai nevoie de ei mâine ca să poți să intri în operație. Dacă nu ferească Dumnezeu, vei pierde piciorul și nici nu vrem să mai vorbim despre alte lucruri. Și eu le-am spus că m-am contract de închiriere o an de zile, măcar să mă lase liniștită o an de zile până să termine, că l-am și pe soțul bolnav, mai e și copilul bolnav, nu mai pot să mai fac față, nu mai pot să le duc pe toate. Acum 2 săptămâni am căzut, mi-am spart capul de atâta necazuri, m-a luat amețeala, mi-am pierdut cunoștința, am ajuns la spital. Când de atâtea necazuri nu mai pot să mai rab și ei nu mă lasă în pace deloc, vecinii.
Noi luăm telefoane, doamna Crânești, nu știu dacă aveți telefonul la dumneavoastră. Liana are, da, veverițele, toată lumea o să pentru că vrem să le arătăm celor de acasă că noi am făcut aceste lucruri și le facem în continuare și colegii din spatele camerelor de filmat și toată lumea. Vrem să trimitem SMS la 8828 cu textul mare, Mario. Important să fie Mario și uitați, vine, ai donat 2 euro, Fundația Ringe și Orange, îți mulțumesc pentru ajutorul oferit unui copil grav bolnav. Află mai multe despre program pe ajutacopiii.ro. Puteți să dați o mână de ajutor. Merită, Mario, credeți-ne. Ziceți, doamna Cârneci. Deci, Cătălin, dacă Dumnezeu știi, ar da omului, zici câteodată cât poate să ducă, dar cred că deja aici s-a depășit limita. Și când mă uit așa în ochișorii lui Mario, așa de mari și de frumoși și când se vede atâta suferință și... Dar vedem imagine cu, astea, cu el în pat, trește într-o debara, în condiții, cum să zic, inumane și cu niște vecini, nu toți, unii dintre ei. Poți să ai inima din oțel, din beton, nu poți să nu plângi sau nu poate să te impresioneze cazul Mario și uite, suntem aici, Mario și Cătălina a ajutat atâta lume, o să vezi tu că împreună cu românii noștri, că nu toată lumea era, o să vezi că o să strângi bănișorii, să te muți într-o căsuță, dacă Dumnezeu vrea, cu bunica și cu bunicul. Ăsta să știe că va reuși, pentru că dacă a intrat cu domnul doctor, care e mare, da, specialist... Da, o să intrăm imediat, da, cu domnul Gheorghe Burnei, de la Budimex, o să intre în direct, care a zis, domne, vreau să-l operez. Nici nu ai făcut, ai fost la doctor, cuvinte. Să faci analizele, să faci tot, da? Da, am făcut toate analizele. Le-am făcut. Deci am ajuns de la domnul doctor, de la Grigore Alexandrescu, am ajuns a doua zi la Budimesc, că tot nu venea să cred că copilul are așa ceva. M-am dus la Budimesc și nu le-am spus că am fost la Grigore Alexandrescu. Am vrut să văd dacă copilul e adevărat, dacă are tumor. Când am ajuns acolo, i-am mai făcut încă o radiografie și dânsii mi-a zis că a depistat că are o tumoră. Mi-a dat o rețetă, ce tratament să-i dau la copil și mi-a zis să revin peste 3 săptămâni. Să stea copilul liniștit, cum eu am grijă de el acasă, să-l țin în pat, așa o să fie bine pentru copil. Am ajuns acasă, am iar tratament, m-am dus la farmacie, nu știam ce să-i mai iau, câte unguente, pentru că mă plimba dintr-un spital în altul, nu aveam unde să mă duc. Mario, o să fie bine, sunt oameni care donează, da? Da. Și tu ești rapidist, nu? Da. Te doare piciorul? Noaptea e mai rău? Da, noaptea, pe la 1 noaptea încep crizele foarte. Liana, cum ți se pare povestea asta? Nici nu știu cu ce să încep. Deci am plâns în gât de la începutul emisiunii și nu știu la ce să mă refer. La nemernicii de vecini, ăia 10, care nu cum se uită în ochii bunicii, cum se uită la ei în oglindă, cum se suportă ca oameni, cum se duc la ușa unei familii amărâte și să-i scoată în stradă. Ce suflete au oamenii ăia? Ce suflete au oamenii ăia? Să-i primim și în direct, că poate eu sunt ceva șocată de ce aud, sunt șocată. Ce suflet de câine poți să ai în tine, deși jignesc câinii, să te duci, să vrei să arunci în stradă o familie amărâtă cu un copil bolnav de cancer ca să-ți ții niște nenorocite de cauciucuri, pe cuvânt. Și culmea, și plătesc săracii mai mult decât plătesc, la un apartament cât plătesc normal. Aproape, deci aproape cât plătesc eu întreținere în un apartament de 4 camere. Eu plătesc 5 camere, milioane. Tu plătești, da? La 500 de lei. 5 milioane, iar ei plătesc la o debara a unui deci bloc, este inadmisibil, atâta răutate. Iar bunica săracă n-are bani cu ce să-i dea, deci, să mănânce și cum nu, să... Atâta răutate, nu știu, mă copleșește. Pur și simplu mă lasă fără replică.